și doamnelor și domnilor la o nouă ediție a emisiunii Tătarii din România. Ne bucurăm că și astăzi sunteți alături de noi și vom putea petrece împreună 50 de minute în compania membrilor comunității noastre. V-am pregătit și astăzi știri și reportaje de la acțiunile organizate de noi, dar și rubricile tradiționale de limbă tătară și prezentarea de carte. Să începem cu știrile din această săptămână. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani în România a lansat o nouă ediție a campaniei de strângere de fonduri în vederea ajutorării membrilor comunității cu prilejul Corban Bayramului. Banii strânși vor fi folosiți pentru a îndeplini tradițiile specifice acestei sărbători religioase, deosebit de importantă pentru musulmani. Familiile nevoiașe din rândul comunității vor beneficia de pachete care vor conține atât carne, cât și alte produse alimentare. Cei interesați să doneze bani în acest scop o pot face la caseria sediului central sau în conturile UDT-TMR. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România asigură consultanță juridică în regim gratuit pentru membrii comunității tătare în fiecare joi, între orele 16 și 18, la sediul central al UDT-TMR din strada Bogdan Petriceicu HD, numărul 53 din Constanța. Cei interesați se pot înscrie la telefonul 0241 520 186 între orele 11 și 13 sau la adresa de mail udttmr@yahoo.com. Ansamblul Mini Caradenis al filialei Constanța a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România a participat la cea de-a 14-a ediție a Festivalului Intercultural Proetnica de la Sighișoara. Festivalul a reunit și anul acesta reprezentanți ai tuturor comunităților etnice din România. Pentru prima dată, cel mai mare festival interetnic din România s-a desfășurat sub patronajul președinției României. Manifestarea, care a avut loc în perioada 18-21 august, a fost organizată de Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret Sighișoara, partenerii principali fiind Consiliul Județean Mureș, precum și instituția prefectului județului Mureș. Proiectul a fost finanțat de Ministerul Culturii și Municipiul Sighișoara și a beneficiat de sprijin financiar și din partea Consiliului Județean Mureș, partener al evenimentului. De asemenea, evenimentul s-a bucurat de sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania la București și de cel al Departamentului pentru Relații Interetnice, a precizat Volker Reiter, organizatorul festivalului, director al Centrului Educațional Interetnic pentru Tineret Sighișoara. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România organizează în zilele de 2 și 3 septembrie 2016 a 22-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar. Manifestarea va reuni ansambluri din Turcia, Ucraina, Georgia, Macedonia, Lituania, Bulgaria și România. Festivalul va debuta vineri, 2 septembrie, la ora 11, cu parada costumelor tradiționale, pe traseul City Park Mall, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, stațiunea Mamaia, Radio Constanța. La ora 13, pe terasa Radio Constanța, va avea loc un spectacol susținut de ansamblul participante la festival. Începând cu ora 19, pe scena Teatrului de Vară Soveja, va avea loc prima seară a festivalului. Sâmbătă, 3 septembrie, la ora 16, în parcul de lângă Teatrul Soveja, va avea loc o competiție de cureș, urmând ca, începând cu ora 19, pe scena Teatrului de Vară Soveja, să aibă loc seara de gală a festivalului. Intrarea este liberă. Peste 400 de copii, membri ai comunității tătare din România, vor beneficia și în această vară de tabere gratuite organizate de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Taberele au debutat la sfârșitul săptămânii trecute și se vor derula în 5 serii.
Copiii, însoțiți de cadre didactice din cadrul UDT TMR, beneficiază de programe educative și de recreere. Toți participanții la tabără sunt elevi care frecventează cursurile școlii comunitare din cadrul UDT TMR. Deja din tabără. Iată și primele impresii. Vara a pătruns cu pași repezi în inima mea și mi-a inundat sufletul cu o simfonie de sentimente. Mirosul mării și forța cu care valurile loveau furioase stavilopozii umezi mă pregăteau pentru vacanța ce se apropia cu pași repezi. Așa cum orice poveste are un început, așa a luat naștere și minunata mea călătorie spre ținutul Bulgariei. Ușor, ușor am pătruns în ținutul Bulgariei, despre care auzisem că tradiția se împină cu parfumul de trandafir ce înfrumusețează străduțele sufocate de o mare de oameni și cu nostalgia nopților de vară, petrecute sub lumina lunii și acompaniate de muzica tradițională. Un tablou de neuitat, pictat în propriile mele culori. Nuanțele calde sunt reprezentate de băile în piscină, acompaniate de valsul razelor de soare. Nuanțele reci sunt reprezentate de serile petrecute împreună cu noii mei prieteni și de cadrele didactice, alături de care am reușit să-mi adaug numeroase file în caietul cu amintiri. Iar culorile aprinse sunt reprezentate de paleta cromatică formată din varietatea de preparate tradiționale pe care le-am degustat în interiorul hotelului. Mireasma mării mă cheamă ușor, iar vântul parcă îmi șoptea că mă așteaptă să-mi ofere răspunsul la întrebarea care m-a măcinat de la începutul excursiei. Ajunsă pe plajă, am realizat că expresia nisipurile de aur este adevărată. Marea, formată din numeroase culori de verde și de albastru, se îmbina perfect cu firișorul de nisip auriu ce ni se strecura printre degete. Dar așa cum numeroasele romane ale marilor artiști am un final, așa și povestea mea s-a sfârșit. Dar sunt fericită, deoarece, datorită acestei tabere organizate de UDT TMR, am reușit să-mi găsesc noi prieteni, de care mă leagă un caiet încărcat de amintiri. De asemenea, pe parcursul taberei, m-am simțit mândră să fiu înconjurată de tineri tătari, care duc mai departe tradiția și limba noastră. Selam aleyküm, saygılı seferlerimiz ve cemaatimiz, hoş geldiniz. Bugün Romanya Müslüman Tatar Türklerin Demokrat Birliği'nin Tintibyoz Şubesi Katlama Festivali 2. cayımı tertipledi. Bine ați venit la cea de-a doua ediție a Festivalului Katlama, organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani în România, filiala Tintibyoz, în colaborare cu primăria și Consiliul Local Tekirdiol. Aramızda bizim sahip suyup gelgen sapırlarımız de var. Onlara da hoş geldiniz de baytam. Alături de noi, în această după-amiază, în această superbă locație, avem invitați de seamă.
aclama Tatarașe. Eski zamanlardan bugün geçe, oylarda, sünnetlerde yasaladır. Aclama, vedeta zilei, este un produs culinar tătăresc cu tradiție milenară. Se pregătește la nunți și botezuri. Toida, ul yağı, kız yağına başka hediyelerin katına katlama da koşup cübereler. Caş kızlar bu katlama, katlamadan aşasalar, uyenmeye kısmetleri bolur, dep aydılar. La nuntă, partea băiatului, atunci când trimite cadourile la familia fetei, trimite și katlama, din care trebuie să guste toate domnișoarele candidate la măritiști. Katlama, kat cayılız, kamırdan yasalan, üşün bu adın alran. Katlama tatlı olur, üstüne toz şeker salınır. Katlama dört köşeli, tüverek ya da şılterli olur. Katlama kızganmayla kızartıla. Dört köşeli boşalı, bu da tekir yol modası. Așezate unele peste altele, îndoite în așa fel încât să formeze un pătrat. Sunt prăjite în ulei foarte încins sau băgate la cuptor cu mult ulei. În mijlocul pătratului se presară zahăr. Şılter este un produs asemănător cu katlama. De data aceasta, foile nu sunt atât de subțiri, care se înțeapă pe alocul de cutulița și se prăjește în ulei. Bizim tatar apakayları bizlerge türlü türlü güzel, damlı katlamalar pişirip getirdiler. Sağ olsunlar, biz de sizini davet edemiz tatmağa. Ondan evveli bu katlamalarını yasap uğraşkan için birer katılma belgesi vermeye karar aldı. Tătăvaicile noastre, azi ne-au adus diferite feluri de katlama, care mai de care mai aspectoase, după cum ne vedeți aici în față, și mai gustoase, sunt sigure de acest lucru. Fapt pentru care le mulțumim din suflet. Voie să-l ascultăm pe domnul primar, domnul Ian Soceanu. Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să spun cetățenilor noștri tuturor la mulți ani. Pentru că înainte de a sărbători acest festival, sărbătorim zilele orașului Tehnic. La mulți ani tuturor! Acest festival, aflat la a doua ediție, face parte din succesiune, programul zilelor orașului și din acest motiv am spus să precizez acest lucru. Vreau să felicit filiala Auditului Tehnicilor pentru implicarea deosebită în viața culturală a orașului și respect pentru faptul că fac tot ce stă în poziție ca această tradiție să nu dispară din orașul nostru. Încă o dată, felicitări și succes ca această acțiune să iasă așa în trebuie. Mulțumim domnul subprefect, te-aș suna Alefie, dacă vrea să ne spune câteva cuvinte. Stimate domnule primar, stimate domnule viceprimar, stimați organizatori, stimați invitați. Dați-mi voie ce suntem pe bani să vorbesc în limba română ca să înțeleagă toată lumea. Un lucru mai frumos decât ceea ce se întâmplă în Dobrogea, nu pot să cred că o să găsim. A venit acum aproximativ vreo două luni, am avut o delegație de la Comisia Europeană, care exact acest lucru ne-a întrebat. Care este modelul, care considerați că este modelul de succes al Dobrogei? De ce există atât de multă liniște în acest loc? Din punctul meu de vedere, cuvântul forte este toleranța. În sensul că toată lumea își respectă tradițiile celorlalte. Prin acest lucru reușim să ne păstrăm tradițiile, iar chiar și partea culinară sunt niște obiceiuri pe care trebuie să le păstrăm. De aceea vreau să mulțumesc organizatorilor Uniunii Democrate a Tătarilor, Turcul Musulmani din România, împreună cu primăria, care ne-a acordat un deosebit aport, a avut un aport deosebit la păstrarea acestor. Iar cred eu că în continuare relațiile vor fi la fel de bune și cu timpul vom reuși să realizăm ceea ce ne propunem cu totul, cu toții. Ceea ce ne propunem, păstrarea tradițiilor. Vă mulțumesc și
succes în deamnă. Președinta EIDUL, am participat și noi filiala Doprasar cu Catlama. Doamnele de la Doprasar au pregătit o tavă de Catlama. Ce are specific Catlama? Catlama se face la nunți și la botezuri. Și eu ieri am stat lângă dumnealor și am văzut acest secret. Și vă invit să le degustați. Și noi sperăm că o să... acest oraș minunat. Am avut
invitați, foarte mulți, foarte multe filiale ne-au onorat de prezența, prezența lor. Sperăm că totul se va desfășura și de acum încolo, din ce în ce mai multă lume va participa la aceste, aceste activități. Câte filiale au participat? Astăzi au participat 5 filiale. Filialele vecine care ne-au adus hatlama și sigur ați și filmat aceste produse tradiționale. Filialele participante sunt Tosta, Toprai Star, Constanța, de fapt trebuia să încep cu Constanța, cu filială cea mai mare filială, Valul Ucraina și Tehnic Iolo. Sincer, am gustat înainte că astăzi nu am mai fost, nu am mai avut... De când se pregătesc doamnele? Doamnele se pregătesc de două zile. Ai mir, credeți? Până ce zic, da? Și lângă aceste tradiționale, cum festivalul Hatlama, nu puteam pregăti doar Hatlama și ați găsit acolo și alte produse tradiționale. Tătărești, Jean Duc, Comete, Borga, Baclaua, Urma, toate specifice gătite de doamnele noastre din comunitate, cărora le mulțumesc și de aceste cale. Mai mult de atât nu putem, atât am fost mai mult de atât. De fiecare dată, la fiecare activitate pe care o organizăm, ansamblul Jansu al filialei Take It Yol ne încântă cu dansurile tradiționale, dar nu numai ei, avem un club de dans aici în Take It Yol Dance, avem un ansamblu al primăriei, ansamblul Tekir, care de fiecare dată ne încântă cu prezența și cu dansurile noastre. Trăim aici într-o comunitate mică, dar ne înțelegem foarte bine și ne respectăm, ne iubim, ne vizităm. Herkesine banyo gelip vardılar. Bala şaka, erkek, kadın, çıplak hepsini kurdular. Ayvan. Ev, atların sarayları. Atların sarayları. Buna saray, uzun saray. Bu koça senin evin, bu koça benim ana abla. Böyle parça parça parça, uzun barak. Abla bu bir kravatlık cay. Burada o abla, abla, abla. Kakoy kvartira. Bir iki çay kumes bile kumes var sizde kumes tavuklar oturur da o kumesi içinde de yaşadık başımız içeride ayaklarımız yağmurda kaldı öyle pek ağır vaziyetlerde oldu sabah yalan ayak çıkıp gittim bir barak aramıza o bir barakta anam peçkalarını yaka gittim partalarını çeke anam oldu ballar gelgence kadar ayaklarım çubun buzun kıra. Bana ben 14 yaşındaydım, sünnetke oturdum. Saat tağında anam sünnetke uşağı kaçıp gitti, başka kaydeden kegen aitmada, korka.
bir şağa kamiden eşter kabar kabarlar. Ne bari bile kuşaktan ot alıp gelirdim abi yapraklar, baban yapraklar. Anam o kaynatıp kaynatıp sıkıp içine onunla ilgili kepek de yok edip koyma. Huroşun aşağı yedik. Nefzi al da ver bana ha kuşu. Tut da ver de ha kuşu aşağıyım diye. Tutta ver bir tane kurbağayı onu aşağıyım diye. Yatan yerine o kadar yendi sonki nefesi açlıktan. Benim balam var dedim. Yok dedi balam dedi almaysın dedi. Balam bunda kala dedi. Balamı ben elimden aldı da kaynanama verdi. Ben dedim ver balamı emizdireyim dedim. Sonra alıp geldiler. İki koluna tutma, eksik koluna bin topka. Sürekli alıp gittiler. Kapadılar anam. Biz üç sutka şu NKVD'nin penceresinin tıbına oturduk. Dört tane bala. Anası da yataydı. Anam annesi. Haberi yok bir şeyde. Açtan ölmedik, üç gün oturduk o yerde. Dört tane bala. Biz üç tane kaldık. Gördük etti, rahmetli oldu. Bir senenin içinde. Ana rahmetli ağamı milisya toktatıp, milisya maşinasına oturtkanlarını gördüler. Ana son üç günden son morgden var polisini aldı. Stalin ölgende ben 8. klasdaydım. Bizler hocamız ağlağımız dedi. Kelmeye ağlağımız istiyorsa fıt-fıtıp gözümüzün neyse ölettirip ağlağan edik Stalin ölgende. Ben şimdi dayanamayım. Biz baladık. Bizim katanağımız geçip gitti. Ben şimdi bile katırlap olamayım, ben dayanamayım. Birinci gelgende, gelip düşkende, aeroportka düşkende yerip olmadım. Nefesim yetmedi. Ağladım. Ağladım, son gittim. Gel almadım, yer almadım. Konuşmaya öğrenmeye çalışacakmış. Bugün Tatar dilinde nebatlar hakkında konuşmaya öğrenecekmiş. Terevez, leguma. Terevez, leguma. Domatis, roșie. Domatis, roșie. Biber, ardei. Biber, ardei. Cartop, cartof. Cartop, cartof. Salatık, castravete. Salatık, castravete. Kırmızı biber, kapya. Kırmızı biber, kapya. Aşı biber, ardei iute. Aşı biber, ardei iute. Kapısta, varză. Kapısta, varză. Bakla, fasole. Bakla, fasole. Keşir, morcov. Keşir, morcov. Kızılşa, ya da biday, grâu. Kızılşa ya da biday, grâu.
arpa, ors. Arpa, ors. Mısır, porumb. Mısır, porumb. Bugün için bu kadar. Gelecek programda nebatlar hakkında devam edeceğiz. Tatar dilin her sefer gururman konuşayık. Bin 2006 senesinde Romanya Müslüman Tatar Türklerin Demokrat Birliği'nin yardımıyla 100 sene evvel doğan Necip Hacı Fazıl kitap basılgandır. Bu kitabını Nedet Mahmut yazgandır hem de Enver Mahmut koordinatör. Kitabının içinde Mustecep Ulgusal, Mehmet Bani Yurtsever, Kerim Altay, Nazım Nurdan, Cevat Siyadin, Ali Osman Bekmambet, Yaşar Mehmet Emin, Necip Hacı Fazıl, Necibe Şükuri hem de Güner Akmola yazan malzemeler tabula. Eski Tatar köyleri, Tatar mektebi, marebeler, Dobrucadaki Kırım Tatarların adet ve genellikleri, folkloru, hikayeleri hem de vatan hakkında anlata. En balaban Tatar şahsiyetlerini tanıta. Nedret Mahmut hem de Enver Mahmut üretmeler Tatarlarının tarihin hem edebiyatımızını aru tanıgan yazarlardır. Bu kitap candan sevgen Romanya'da Tatar cemaatin hem de yaşların Tatar şahsiyetlerini yüremege için bağışlandı. Tatar edebiyatımızın için pek yardımcı bola. 100 sene evvel tuğan Necip Hacı Fazıl adlı kitabın içinde Tatar halkımızın os tarihin, orf adetlerin, dinin hem kültürün aru tanıta. Üretmenler Nedret Mahmut hem de Enver Mahmut yazgan kitabını Romanya Müslüman Tatar Türklerin Demokrat Birliği'nden alabilirsiniz. Ağ bu dağlar, ağ bu çöller, ağ bu kayalar. Düşmanlarının kokusunu duyam. Sasık kanat. Ya yabancılar gelse biz ne yapacağımız? Korkma çöl rüzgarı. Bu topraklarının her bir uçuğunda. Her bir taş çığında ecdatlarımızın ruhu yaşay. Ant etem ki, sonki nefesime kadar vatan için kureşeceğim. Urar yıkarım çöl rüzgarı. Yabancılar galiba. Korkma. Sasık kanat! Gelin, domur çıkla. Az aş otan mı sizin? İyi yakışı benim. İyi yakışı. Galiba şu yer. Haydi. Yüklerini boşaltın. Geldik. Devam edin. Ey dostcığım, bu yerlerde dedemnin dedesi pomidor saçkan idi. Siz kimsiniz? Ben o pomidorlarını aşadım. Gerçek desem, bir b**ka yaramam. Efendim, biz geldik, korduk, bu yerlerinin sahibi yok. Endiden son, bu benim toprağım olacak.
Яды не? Адамлар маға терлі сияр дейді. Дуям. Сенден де әвел мұнда яңы сайыплер пейда олайды. Олар шымды обыр дүнияда топырақ қыдыралар. Бақам көрем, сен мені қорқытмаға тұрышасын. Ама біл, мен артқа қайтқанлардан дегілім. Ендіден соң, бұ менің топырағым олажақ. Сен ғалба шақа етесің. Мен шақаларына анлайым. Язық ке, револьверім анламай. Қыбырдама, қыбырдасаң, қабағын патлар. Енді сенің де соның келді. Дуа ет. Әй, досчығым, терлі сиярның башы үшін 10,000 доллар берелер. Вай Аллам, я Раббин! 10,000 доллар! Білген осам өзім өлдірер едім. Бағышланыз, девам етіңіз. Демек, достлар, топырақ менің ке олажақ. Емде пара. Джентльменлер, таныш олмаға әмінім. Көрдің ме чөл рүзгәрі? Айттым да ұрар иқарым. Бір-бірлердің қырқына етмейіп ек олдылар. Қайнанама айда, о да меннен мұқайт олсын. Бұ топырақлар ісе, дайма бізім олажақ. Thank you.
Poter kolların oyna Menim atımnı aytıp
Қайырлерді жүр екесін, менім атымны айтып, ай пырлана, пырлана, башымдағы пырланта, әскерлікте ақай шығым, қорлана да қорлана, әскерлікте ақай шығым, қорлана да қорлана. Түрен келір қышқырып, демир жолын қыздырып, ақайым қашан келеджексін, концентрарың пытырып, ақайым қашан келеджексін, әскерлік.